Doamnelor și domnilor, cel mai tare reality show din România începe duminică la Antena Stars. 6 cupluri vor fi filmate non-stop, iar secrete din relațiile lor vor ieși la iveală cu fiecare episod. Miza? Un apartament într-un complex rezidențial. Ei bine, o invit alături de mine în plato pe gazda emisiunii, Iuliana Călinescu, să ne spună mai multe despre dragoste fără secrete. Oh. Bună, bună, Iuliana, stai să și pup pe atâta domnișoara frumoasă. Da, mulțumesc, domnișoară. Ia un loc. Mersi. Dragă. Deci începe într-adevăr acest reality show și aș vrea să-mi spui tu. Mai sunt 2 zile. Da. Te-ai pregătit? În fiecare clipă. Explică-mi despre ce este vorba. Bun, avem 6 cupluri, da, care vor intra într-o cursă pentru 100 de zile. Adică 100 de zile vor sta în câte un apartament, fiecare cuplu în parte. Aoleu, vor sta, da, singuri? Singuri, doar ei cu putem să jur că o să fie împreună, dar nu, stau singuri. Singuri, fără telefon, fără internet, fără televiziune, fără presă scrisă. Deci n-au decât să se certe și să se... Asta vrem să vedem. Dacă sunt adevărați, dacă sunt închegați, dacă sunt potriviți pentru celălalt. Da. Cel mai important rol îl va avea publicul, pentru că ei vor vota în fiecare zi o singură dată. În fiecare lună vor elimina un cuplu și va intra altul. Va intra altul, de aceea casting@antenastars.ro încă e deschis, dacă vreți să vă înscrieți, dragilor. Da, eu vreau să ne întoarcem la chestia asta. Cum adică vor sta acolo non-stop? Oamenii au nevoie acolo să mai iasă într-un parc la cumpărături, să mai iau o gură de aer pe balcon, nu știu. Or să mai fie și surprize, deocamdată nu pot să le dezvălui. Dar, hai să spun, ei vor sta, vor avea sarcini zilnice, nu vor sta doar așa în pat și ne uităm pe pereți. Clar. Sarcini trasate de echipa de producție și vom vedea ce va fi. Abia așteptăm, 24 din 24 sunt monitorizați. Ok, emisiunea publicul cum se e? Uită pe platforma noastră online. Așa. Deci vor fi... pentru că ei trebuie să voteze, publicul trebuie să-i vadă în fiecare secundă ce fac. Cum a greșit cineva? Hap! Te-am dat la vot! Interesant, o să da, fie foarte dur. Interesant. Senzațional, deci eu abia aștept. Ei sunt foarte drăguți, sunt tipologii diferite. O să-i cunoașteți duminică, vreau neapărat să-i cunoaștem împreună. Ora? 18.45, avem gala de premieră și vom avea 2 spații de emisie, 12.13, 18.45 sau 7 fără un sfert, 9 fără un sfert. Așa, în fiecare zi, sâmbătă? De luni până vineri. Sâmbătă o să avem o retrospectivă sau cele mai tari momente. Și ceva. Și ceva ce nu am putut difuza pentru că era mai important momentul ăla decât celălalt. Aha. Și atunci se vor difuza și alte momente importante și frumoase și... Să știi că dacă eram la început de relație, mă băgam în așa ceva. Nu? Îți jur, 100 de zile. Un apartament. Într-un apartament, cu premiu un apartament. Un apartament. Este... Nou-nouț într-un complex rezidențial. Mi se pare o miză foarte șmecheră, foarte mare, foarte tare. Da? Și este un început foarte bun pentru o pereche la început, pentru un apartament. Este și deja un se start... cunosc într-o lună, în 100 de zile deja. Nu ai cum să nu te cunoști. Adică, și n-ai cum să te prefaci. Că n-ai secrete acolo, că sunt intimitate. Doar tu și tu. Da, dar sunt operatori? Sau sunt camere? Sunt camere. Deci nu sunt oameni acolo, alți oameni în afară de ei. Nu au niciun contact cu niciun fel de om. Decât interacționează între ei, între 12 și 13. Hai mă, nu mai face așa, că e foarte drăguț. Mi se pare wow, mi se pare chiar wow. Da, și mie. Doar în această singură oră pe zi ei vor interacționa între ei. Vom avea așa o întâlnire cu toții, să vedem ce am făcut, ce n-am mai făcut. Aha. Și atât. În rest... Doar se cunosc ei. Între ei acum? S-au cunoscut? S-au cunoscut la ședința foto și la tot ce am făcut până acum. Tu ei cunoscut și ți se par... Sunt foarte tineri, în primul rând, de menționat. Sunt foarte tineri. Ok. Și foarte tineri și tineri. Sunt foarte diferiți ca și perechi. Îmi place că sunt unii așa, unii așa. Știi, dar că... nu pot să-ți spun pentru că trebuie să da, vă uitați duminică. Știi că de multe ori se spune că... Mutu, ăla care așa, tace, ăla da, de fapt da, e mai... Da, ăla face, Mutu tace, da. Da, da, da. Ți s-a părut așa vreuna din fete sau vreun din băieți așa mai tăcut, dar zace în el nerv? Să știi că mie mi se pare foarte dezinvolt și foarte...
relaxați, adică mi se pare că sunt chiar potriviți pentru această competiție. Mi se pare că și-au asumat foarte bine rolul și chiar vor să câștige, pentru că îi văd, vorbesc cam aceleași chestii din ce am văzut și din ce am auzit. Dar... Da, nu pot să ne spun. Ei sunt cupluri, bine, spune măcar atât, ei sunt cupluri în viața reală, au un istoric reală în spate sau sunt proaspăt combinați? Sunt și proaspăt combinați, sunt și care sunt mai de mult timp. Sunt și căsătoriți? Un singur cuplu. Un cuplu, avem un cuplu de căsătoriți? Da. Avem și profată gravidă? Încă nu! Nu. Rămâne... Încă nu, dar în 3 luni... Oh. Rămâne de văzut. Apropo de secvențele astea care nu se pot difuza la televizor, ne vor fi blurate, bănuiesc că în anumite camere nu se intră, adică în anumite locuri sigur, din casă, sigur că da, sigur la că da, toalete, la da, duș, da, 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 la duș? Da. Aveți camere la duș? Nu, nu, nu. În pat, în dormitor. Ai, mă, și eu am fost la un reality show acum foarte mulți ani și nu aveam în duș. Aveam doar în camere, în hall, unde făceam repetiții. Ce am fost la un reality show? Ce erau camere peste tot? Așa. Nu cred! Mă rog. Ei, nu, eu nu, nu, la mine da, da, da. Ești încântată de ce urmează să faci? Este primul tău show. Foarte încântată, foarte entuziasmată, foarte, 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 totul la superlativ. Noi îți dorim mult, mult, mult succes. Te rog, Paula, mulțumește-le prietenilor noștri. Mulțumim prietenilor noștri de la Cofetăria Claus, Gem Group Distribution, Apa Craiului și Voglia.ro. Așadar, duminică de la ora 18:45, premiera Dragoste fără secrete. Da, iar eu vă mulțumesc că ați